Bună ziua! În primul rând, Guvernul a luat decizia pentru declararea zilei de 13 august, zi de doliu național. Așadar, în memoria personalității celei care a fost Ana de România, Guvernul a declarat 13 august 2016, zi de doliu național. În această zi, toate instituțiile, autoritățile publice, centrale și locale vor arbora drapelul României în Bernă. Drapelul va fi arborat în Bernă și la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, aeroporturi, porturi, gări și aerogări, precum și ca pavilion pe navele și embarcațiunile care navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu de reședință. De asemenea, la recomandarea Guvernului, posturile naționale de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, își vor adapta programul în mod corespunzător. Pe agenda ședinței de guvern de astăzi, a mai fost prima tranșă din asistența financiară pentru Republica Moldova. Așadar, Guvernul a aprobat eliberarea primei tranșe în valoare de 60 de milioane de euro în data de 24 august 2016 din asistența financiară rambursabilă pentru Republica Moldova. Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova în sumă de până la 150 de milioane de euro a fost ratificat prin legea 91 din 2016, așa cum a fost completat prin schimbul de scrisori între prim-ministrii României și Republicii Moldova în data de 30 ianuarie. Prin schimbul de scrisori, cele două părți au convenit și o serie de obligații din partea Republicii Moldova pentru eliberarea primei tranșe, cum ar fi stabilirea unei foi de parcurs pentru ajungerea la un acord cu Fondul Monetar Internațional, inițierea unui pachet legislativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui calendar legislativ de corectare a acestora. De asemenea, prin schimbul de scrisori s-a mai cerut prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a strategiei de reformare a sectorului justiției și a strategiei naționale anticorupție din Republica Moldova. Stadiul progreselor în îndeplinirea măsurilor și condiționalităților menționate a fost urmărit de Guvernul României și decizia de astăzi urmează acestei urmărirea planului de acțiuni. Tot astăzi, în ședința Guvernului, s-a adoptat o hotărâre de guvern care urmează unei analize pe care Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne au făcut-o și angajamentului pe care aceste instituții și le-au luat după evenimentele din Clubul Colectiv. Așadar, în ședința de azi, Guvernul a aprobat o hotărâre care reglementează asigurarea la nivel național a managementului tipurilor de risc pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Noile reglementări au avut în vedere și concluziile raportului Corpului de Control al primului ministru, realizat după incendiul din Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, precum și concluziile analizelor, autoanalizelor realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență. Actul normativ stabilește autoritățile și organele de specialitate ale administrației publice centrale, structurile teritoriale aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, autoritățile administrației publice locale, precum și operatorii economici care au obligația de a asigura managementul tipurilor de risc. Autoritățile responsabile asigură acest management de risc repartizat pe următoarele domenii de acțiune: prevenire, pregătire, răspuns și refacere și reabilitare. În temeiul hotărârii se vor elabora următoarele planuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, regulamente de gestionare a situațiilor de urgență, concepția națională de răspuns, planuri de acțiune și registru de capabilități.
Regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență se avizează de către DSU, Departamentul pentru Situații de Urgență, din cadrul MAI, și se aprobă prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne. Este important de precizat că pentru fiecare din următoarele tipuri de risc, cu tremure, epidemii, inundații, accident nuclear sau radiologic și incendii de pădure, care au impact major asupra comunităților, mediului și populației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență elaborează cu avizul DSU din cadrul MAI o concepție națională de răspuns cu sprijinul celorlalte autorități publice. De asemenea, hotărârea stabilește și cine e comandantul acțiunilor, pentru că au fost probleme în cazul colectiv și nu numai. Comandantul acțiunii așadar e persoana din cadrul MAI care planifică și asigură integrat coordonarea operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru toate tipurile de risc. La nivel național, comandantul acțiunii e secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI sau persoana desemnată de acesta. Excepția o reprezintă activitatea de căutare-salvare, care trebuie să se desfășoare în anumite medii specifice și în care Ministerul Afacerilor Interne participă cu rol secundar. Ca titlu de exemplu, rolul principal poate reveni Ministerului Transporturilor pentru căutare și salvare de vieți omenești pe mare, căutarea de aeronave civile. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale pentru căutare de nave și aeronave militare. O să trimitem un comunicat mai amplu, pentru că este important această hotărâre a Guvernului de azi. O altă hotărâre a Guvernului, finanțarea consumului de fructe în școli. 1.700.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial vor beneficia în anul școlar 2016-2017 de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, finanțat din fonduri europene și naționale. Programul va fi implementat de Ministerul Agriculturii și prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, alături de Consiliile Județene. Astfel, în anul școlar 2016-2017 vor fi acordate gratuit mere în limita, pentru o perioadă de 88 de zile de școlarizare. Conform datelor comunicate de Ministerul Educației, după cum am zis, beneficiază de această facilitate 1.760.000 de elevi din clasele pregătitoare și 1.8 din învățământul public și privat autorizat și acreditat. De asemenea, Guvernul analizează și extinderea programului pentru preșcolari. Dacă sunt întrebări pe subiectele de azi din ședința de Guvern, o să mai fie câteva comunicate sau mai adoptat câteva hotărâri pe care le trimitem imediat. Culturii, ce se verifică acolo? La Ministerul Culturii e o situație specială la Muzeul Țăranului Român, o situație care e în atenția premierului și premierul a dispus un control prin corpul de control al prim-ministrului pentru a verifica modalitatea de desfășurare a concursului privind postul de director general. Se verifică de ce s-a anulat primul concurs, condițiile de organizare și cum au fost ele aplicate în procesul de selecție. De asemenea, în funcție de concluziile raportului, Ministrul Culturii va dispune în consecință. Noi sperăm că o să avem clarificări de la Corpul de Control și un raport până la sfârșitul lunii august. Și urmează o întâlnire cu transportatorii. Va fi prezent și premierul la această întâlnire și dacă executivul poate face ceva concret în acest sens în reglementarea prețului pentru RCA? Vor fi prezenți ambii vicepremieri, atât domnul vicepremier Costin Bor, cât și domnul Vasile Dâncu la întâlnirea cu transportatorii și în funcție de negocierile de azi se va lua o decizie. Bună ziua, ne puteți da câteva exemple mai concrete în privința felului în care intervin autoritățile, ce modificări au fost aduse după rapoartele privind incendiul din colectiv? Bun, hotărârea de guvern am zis că așează cadrul general și planurile de acțiune pentru fiecare tip de risc și fiecare tip de calamitate vor fi întocmite și va fi și un ordin de ministru al internelor la un moment dat, așadar vor fi întocmite ulterior. Până acum s-au stabilit cu precizie și s-au clarificat niște lucruri, cum ar fi comanda, de exemplu, unde știți foarte bine, în cazul colectiv, au fost disfuncționalități în acel
în felul în care s-a preluat comanda. Sunt practic mult mai multe lucruri care au fost luate în considerare după ședințe de analiză cu Ministerul de Interne și DSU, Departamentul pentru Situații de Urgență, în prezența premierului și după raportul Corpului de Control. Așadar, clarificări și clarificări ulterioare vor veni prin ordine de ministru în continuare. Dar în cazul colectiv, comanda s-a predat de foarte multe ori, deoarece s-a predat pe regula superiorului ierarhic și în cele din urmă au ajuns la comandă șeful DSU și ministrul de interne la un moment dat. Ce s-a schimbat în acest sens atunci? Nu se va mai preda comanda la fața locului ierarhic superior? Va fi direct șeful DSU în astfel de situații? Și încă o întrebare de fal follow-up. Ați enumerat mai multe tipuri de risc, incendii de pădure, cutremure și așa mai departe, dar n-ați menționat nimic despre riscuri de genul celor de la clubul colectiv, care nu se încadrează în niciunul dintre exemplele. Da, e o sinteză ce am spus eu. Va veni un comunicat cu detalii și, evident, va fi publicată hotărârea de guvern pe în monitorul oficial, unde vedeți, sunt explicate în detaliu absolut toate situațiile de risc. Eu am dat doar cu caracter de exemplu aceste din comunicat. Ziceam de comandantul acțiunii. Da, e mult mai clar. Este mult mai clar decât înainte. La nivel național, pentru situații de urgență, comandantul acțiunii, secretarul de stat, șef al departamentului pentru situații de urgență din cadrul MAI. Nimeni altcineva. Doar dacă acest secretar de stat și șef al departamentului pentru situații de urgență desemnează pe altcineva. Okay. Atât. A fost discutat astăzi proiectul de rectificare bugetară? A fost o primă discuție pe acest proiect? Nu s-a discutat proiectul de rectificare bugetară. El este, după cum știți, proiectul de rectificare se află în acest moment în dezbatere publică, în procedură de transparență decizională. Va fi adoptat cel mai probabil, sigur, în ședința următoare de guvern, pe 10 august, așadar va veni varianta finală. Până acum nu e varianta finală, după cum știți, el este pe site-ul Ministerului de Finanțe, proiectul. Ce este important de spus e că e o rectificare pozitivă, cel puțin în proiect până acum. Bun, și mai am o întrebare. Urmau să fie aprobate două hotărâri de guvern privind reorganizarea NSVSA cu câteva reguli privind gripa porcină africană și acea boală a vacii, dermatoză nodulară. S-au luat decizii astăzi în acest sens? S-au fost informări cu privire la aceste boli care sunt foarte aproape de granița României? Nu, aceste proiecte de care vorbiți nu au fost discutate în ședința guvernului de astăzi. Există foarte multe interpretări cu privire la taxele pe care ar trebui sau nu să le plătească veteranii de război. Puteți să ne spuneți ce răspuns oficial ați primit până la urmă de la Ministerul de Finanțe? Pentru că oamenii spun că s-au trezit cu notificări de la administrațiile fiscale, că au de plată. Da, Ministerul de Finanțe, și o să vină cu completări evident, ne-a transmis că veteranii sunt în continuare scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale, precum cele menționate în articolele de presă. Această scutire nu se mai aplică pentru bunurile comune ale familiilor, ci doar pentru bunurile sau cota parte deținută de persoanele care au luptat în război, în teatrele de operații, etc. Nu s-a făcut o modificare legislativă, pentru că am văzut și această abordare, doar este lămurită printr-o hotărâre de guvern definiția bunului aflat în proprietate. Așadar, exista această mențiune în codul fiscal actual. Cod fiscal dezbătut în Parlament pentru foarte mult timp și în care nu s-au operat modificări. Deci, până la urmă, soția veteranului plătește parte a impozitului, să înțeleg? Deci nu există nicio altă modificare decât sunt reguli care au fost și până acum. Nu s-a schimbat nimic, practic. Am înțeles. Mai spuneți-ne despre proiectul cu merele în școli. De ce s-a decis ca merele să fie furnizate elevilor doar în 88 de zile? Pentru 88 de zile. Pentru 80... Da,
Cred că acesta e bugetul, s-a împărțit evident bugetul pentru cei 1.700.000 de elevi. Valoarea este de 0,37 de lei pe elev și exista un buget alocat, o să vină Ministerul Agriculturii clarificări pe această temă, dar cred că astea sunt zile de școlarizare luate în calcul cu Ministerul Educației, evident, că s-a făcut cu avizarea Ministerului Educației acest proiect. Deci va fi un măr la două zile sau jumătate de măr pe zi pentru copii? Nu, este un program care continuă. E un program care s-a aplicat și care a fost în vigoare și în 2014 și în 2015. Acest program continuă ca și până acum. Cred că numărul de elevi s-a mărit, dacă nu mă înșel, și numărul de zile s-a mărit. Cred că erau 86 sau 82 de zile până acum. Nu s-a putut găsi o soluție pentru ca aceste fructe, dacă vreți să, într-adevăr, să aveți un consum mai mare în rândul copiilor de fructe proaspete, să fie pe tot parcursul anului școlar? Era un efort prea mare sau... Din ce motiv? Este pe tot parcursul anului școlar. Aceste mere sunt distribuite pe tot parcursul anului școlar. Păi anul școlar are 170 și ceva de zile, 88 scrie în proiect. Trebuie să verific cu Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației și Cercetării și previn cu un răspuns detaliat pe această temă. Deci nu ajung. Poftim? Nu ajung merele pe tot parcursul. Nu ajung merele, sigur. S-a făcut o estimare a numărului de zile și nu s-a făcut nicio modificare substanțială în proiect. Anul școlar are ceva mai multe zile decât 88. Verific cu Ministerul Educației. Mulțumesc.